Salut, Elmi, și bine v-am găsit la un nou episod de... Cum se numește jocul ăsta? Plants vs. Zombies Heroes. Și ultimele episoade pe care le-am postat astăzi, alea au fost făcute gen foarte vechi și foarte de mult, episoadele alea de Plants vs. Zombies Heroes, pe care le-am postat astăzi. Și o să mai poste și episodul ăsta astăzi după ce îl termin. Alea două, episodul 8 și 9, nu? Și asta o să fie episodul 10, pentru că gen mi-a fost lene să postez și de aia. Și acum am făcut mai multe de astea, am luat toți starterii ăștia, că știi că îți dă gen 3 plante, 3 eroi plante și 3 eroi care sunt gen zombie. Și am făcut și de aia de la plante și de aia de la zombie, ceea ce-i șmecher. În timp ce n-am mai jucat și n-am mai filmat și acum o să vedem ce se întâmplă, nu? Voi să vă citesc în engleză? Nu cred că vreți asta. Deși aș putea dacă vreți. Hai că o să vă citesc. Ahoy neighbor, there is something fishy floating offshore. It's Neptuna. She's a high tide of trouble, even when she's a fish out of the water. Apo versus foc. Da, poate îmi plac. Deci n-o să arunc nimic. Eu sper că mă auziți. Asta e tot ce sper. Poate mor acum. Ăsta e... Nu vreau să-l irosesc. Nu știu de ce a făcut asta, dar e ok. Și hai să punem și așa. Frenzy înseamnă că atacă până când mă atacă pe mine. Dacă nu mă înșel, dar... Da. E posibil să mă înșel. Ceva genul înseamnă acum. Bă, ce plante sunt astea, Dumnezeule. Ăsta de-a... Ăsta cu strike-ul. Da.
știți care e faza... Da. Hai să vedem. Nu, din nou. I-am închis telefonul. I-am spus că nu vreau să vorbesc cu el astăzi. Și tot mai sunat. Ce pana mea, Mario. Te o frumos să începezi. Acum te uiți. Ok, urgent. Adio, episod. Bun, gen, Mario n-a fost la școală și gen m-a întrebat dacă l-a mutat doamna din bancă sau ceva, dar nu. Nu știu unde au citat, stat, dar în fine. De ce să auziți rugământul ăsta de două ori? Mă rog, deci... Cred că veți să vedeți ce plante, ce zombii noi am. Nu știu dacă v-am arătat. Ok, deci la plante... O am pe... L-am și pe All Night. În afară de Solar Flash de Gun Shadow. Dacă voi jucăm. Jucăm cu el? Hai că da. E gen... Ce naiba e ăsta? Că gen știu că sunt, cred că, vreo 3 clase diferite și după se combină diferit unele cu altele, nu? Avem Mega Grow și... Smarty și Mega Grow. Avem... Sola și Kabloom. Și avem avem și Guardian. Ok? Și gen ăsta e Guardian și Sola, pentru că v-am zis că se combină reciproc. Și la zombie am zombie noi, vai. L-am pe Infinity. Nu știu, cred că ar fi fost mai bine să aleg pe Electric Boogaloo, pentru că aș fi avut, cred că, mai multe de-astea. Mai multe cărți diferite, dar nu sunt sigură. Cel puțin mai multe tricuri diferite. Mă rog, avem pe Infinity, care este sneaky și crazy. Eu l-am ales am ales cu inima, nu cu mintea, pentru că îmi plăcea mai mult Infinity ca caracter în general față de Electric Boogaloo, deși și ăla e șmecher. Îmi plăcea la un moment dat, dar acum Infinity îmi place mai mult și era la Mares. Pe The Smash, cred că vi l-am arătat, e ăsta. Hearty. Și... Beastie.
și Super Brains pe care îl știe toată lumea și este și el Brainy. Da? Ok. Acum că v-am arătat toate chestia asta, așa am și jucat puțin. Nu știu, eu sper, deci știu că trebuie să faci 750 de gemuri ca să îți iei un nou caracter. O să doresc o grămadă să fac casele, până la urmă cred că o să reușesc. Nu știu dacă o să-mi iau plantă sau zombi nou. Asta o să mai vedem. Ce plantă, ce zombi nou mai au, dacă o să reușesc vreodată în viața mea să fac atâtea gemuri din misiuni și chestii. Dacă o să fie destule misiuni cu gemuri, care e o ord, bineînțeles. Mă rog, deci eu sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare.